Anual, peste 1800 de femei mor în România din cauza cancerului de col uterin și aproape 3400 sunt diagnosticate cu această boală. Institutul Regional de Oncologie continuă campania de testare gratuită pentru depistarea cancerului de col uterin în municipiul Iași. Pentru a ajunge la cât mai multe femei în mai multe cartiere din oraș, vor fi amplasate unități mobile dotate cu echipamente speciale pentru testările gratuite HPV și Babeș Papanicolau. Femeile sunt așteptate de medici pentru un consult gratuit la centrul de cartier Păcurari în perioada 9-11 august, pe 21-22 august 2023, unde caravana Iro Iași va staționa la centrul de cartier Tătăraș. Pe 23 și 24 august 2023, medicii din cadrul Iro Iași vor ajunge la centrul de cartier Frumoasa, iar pe 28 și 29 august vor fi pe esplanada Piața Voievozilor. Având în vedere numărul și incidența cazurilor de cancer de col în România, este foarte importantă depistarea leziunilor preneoplastice cât și neoplastice la nivelul colului uterin. Testul HPV și Papanicolau e ușor de efectuat, nu prezintă pregătire prealabilă. Ne așteptăm la un număr ridicat de paciente, având în vedere că pacientele au fost informate să vină la locația respectivă. Depistarea precoce a cancerului de col uterin poate salva sute de vieți anual. Le explicăm importanța acestor teste și faptul că noi în cadrul proiectului am depistat un număr crescut de cazuri noi de cancer de col uterin. Femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani vor putea face testul Babeș Papanicolau, iar cele cu vârsta între 30 și 64 vor beneficia de testarea HPV. Pentru a beneficia de un consult gratuit, pacientele trebuie să se prezinte la unitățile mobile cu buletinul și o copie. Bine, pentru sănătatea noastră trebuie să o facem. Este ca pentru liniște, să fim liniștiți noi că nu suntem bolnave. Nu trebuie să fie frică pentru sănătate și pentru liniștea, să stai liniștită că nu ești bolnavă. În perioada 5-6 septembrie 2023, în intervalul orar 10-16, caravana Iro va staționa în cartierul Nicolina.